Operațiune de amploare a DICOT, peste 80 de descindere ale polițiștilor și procurorilor au oprit de la vânzare 11 kg de cannabis și alte produse cu efecte psihoactive, iar 25 de persoane au fost reținute. În plus, procurorii DICOT au prins în flagrant doi inculpați imediat după ce aceștia au ridicat de la o firmă de curierat un colet expediat din Spania, care conținea, printre alimente, aproximativ 11 kg de cannabis. Cei doi au fost reținuți și urmează să se decide dacă vor fi arestați preventiv.